Și tot ceea ce trebuie să știți cu privire la ziua de duminică atunci când veți merge la vot, l-am invitat pe președintele AEP, Tony Greblă, în această seară alături de noi pentru a ne explica. Bine v-am găsit, domnule Greblă, vă mulțumim frumos pentru prezența aici. Cu mare drag, bună seara. Bună seara. Știu că este o perioadă extrem, extrem de aglomerată pentru dumneavoastră și pentru echipa pe care o conduceți. Domnule Greblă, ce ar trebui să știe oamenii care se pregătesc duminică să meargă la vot, în primul rând? Miza acestui vot este uriașă. Avem o miză europeană pentru că vom alege deputații români în Parlamentul European care în următorii 5 ani vor hotărâ în mare parte destinul țărilor membre ale Uniunii Europene, relațiile Uniunii și poziționarea Uniunii Europene față de alte state ale lumii și deci din acest punct de vedere n-ar trebui să ne fie indiferent pe cine alegem în Parlamentul European, pentru ca acolo să poată să aibă o contribuție la doctrina europeană, la o mai mare coerență a activităților în Uniunea Europeană. Într-o perioadă extrem de delicată și la nivel european. Complicată pe plan mondial, de altfel. Iar pe de altă parte, să aibă în vedere interesul național în legătură cu poziționarea noastră în această orchestră a țărilor Uniunii Europene. Pe de altă parte, e vorba de alegerile locale, care înseamnă că cetățenii își vor alege primarii localităților dintr-un județ, din municipiul București, și de asemenea își vor alege consilierii locali, consilierii județeni, care pentru următorii 4 ani le va stabili care sunt acțiunile de întreprins în județele respective. Și atenție, competiția este competiție. Cei care vor ști să profite de orice oportunitate de dezvoltare o vor lua fatalmente înaintea altora care vor aștepta să le dea Bucureștiul ceva. Și așa cum vom cântări bine și vom alege, așa îi vom avea pe cei care ne vor dirija activitatea în următorii 4, respectiv 5 ani. Câteva chestiuni care țin de organizare. Oamenii pot să meargă la vot începând cu ora 7 dimineața? Da, este ora 7 dimineața și apoi această activitate continuă de vot se va termina la ora 10 în majoritatea secțiilor de votare. Totuși, dacă există cetățeni în interiorul secției de votare sau în exteriorul secției de votare, dar care sunt așezați la rând pentru a vota, atunci președintele secției de votare poate să prelungească votarea până la ora 20, cel mai târziu la ora 23:59, când automat sistemul informatic care este folosit pentru evidența electorală, de la prezență până la consemnarea și transmiterea rezultatelor definitive, va fi blocat. Vorbim atât în cazul alegerilor locale cât și la europarlamentare, adică dacă sunt oameni care vor să voteze la oricare din cele... Din secții, da. Avem aproape 20.000 de secții de votare deschise în țară și străinătate, respectiv 915 secții de votare în străinătate. Este un record absolut, nu numai în ceea ce privește istoria evoluției votului în țara noastră, dar nicio țară din lume nu organizează peste 900 de secții de votare în străinătate. Unde avem cele mai multe secții de votare? Cele mai multe, evident că le avem în Italia, 150 de secții de votare, ceea ce este un efort și organizatoric și financiar pe care l-a făcut Ministerul de Externe, noi, Autoritatea Electorală Permanentă, guvernul care a asigurat sumele necesare identificării spațiilor în care pot fi amenajate secții de vot în străinătate. Și asta n-a fost un lucru foarte simplu, pentru că pe 9 iunie în toate țările Uniunii Europene se organizează alegeri și nu numai că sunt presiuni din partea țării gazdă pentru a-și deschide propriile secții de votare, dar quasi majoritatea țărilor Uniunii Europene organizează și ei votul și în străinătate. Și atunci
într-o capitală, nu știu, pot să iau un exemplu, să zic Praga, vom găsi acolo aproape secții de votare aproape din toate țările Uniunii Europene. Excepția cea mai cunoscută este Grecia, care nu organizează în exteriorul Greciei secții de votare. Toți cetățenii care doresc să-și exprime votul trebuie să se întoarcă în țară pentru ziua zilele respective. Cum s-a ajuns la acest număr extrem de ridicat de secții de votare? Pentru o mai bună organizare, pornind cumva de la incidentele pe care le-am văzut de-a lungul anilor la votul din diaspora? Mai întâi a fost o experiență acumulată de-a lungul mai multor cicluri electorale. Apoi, Ministerul de Externe a făcut un efort foarte mare și personalul misiunilor diplomatice și consulare s-a consultat cu cât mai mulți dintre românii dintr-o anumită regiune și atunci au stabilit mai exact care ar fi numărul de secții și unde anume să fie amplasate. De asemenea, Autoritatea Electorală Permanentă a făcut un efort deosebit. Anul trecut am avut 11 misiuni în afară pe un program european care a presupus întâlniri în primele 11 țări care au o comunitate consistentă de români și acolo, în acord cu organizațiile neguvernamentale ale românilor din Dias, din regiunea respectivă, în colaborare cu cei care se ocupă de diverse publicații, tot așa, în exteriorul României, cu cetățenii care sunt mai activi în spațiu public, am încercat să vedem cam care ar fi nevoile lor pentru exprimarea dreptului la vot și atunci s-a ales acest număr care este foarte mare, foarte mare, de 915 secții de votare deschise în exteriorul țării, care vor avea același program de la 7 la 22. La 7 la 22, cu posibilitatea de a merge până spre ora 24, ora locală din fiecare țară. Este importantă această mențiune. Deci ora locală, oriunde s-ar afla în Europa. Practic, pentru România, pentru Parlamentul European, alegerile încep sâmbătă noaptea și se termină luni pe la prânz. Adică foarte interesant. Foarte interesant, pentru că încep cu Noua Zeelandă și se termină cu Statele Unite. Spuneați că președintele secției poate să decidă ca votul să rămână deschis până la 23:59. Decizia o ia el la fața locului, președintele secției, sau urmează să ceară aprobare mai sus? Nu, fără niciun fel de aprobare. Deci președintele secției are libertatea ca în momentul în care constată. Evident că el este înconjurat de membrii secției de votare, dar dacă constată că există oameni care încă n-au votat, dar sunt la rând așteptând să voteze, va decide prelungirea până când toți cei care sunt la rând vor vota, însă nu mai târziu de ora 23:59. Adică s-ar putea, adică să fie... să închidă și la 10:30, de exemplu. Dar se poate să închidă la 23:59 și totuși să mai fie, vorbim bineînțeles de situații excepționale, dar să mai fie oameni, de exemplu, care ar putea să fie acolo. Deci, la ora 23:59 de minute, sistemul electronic este închis automat, astfel încât și dacă ar vrea vreun președinte să poată să prelungească votarea, nu ar fi posibil. Dar vreau să vă spun că fiecare secție de votare are, în general, 8-9 membri, oameni, dacă mai punem și personalul de pază și personalul de suport, atunci mărim cifra, și ei sunt acolo prezenți de la ora 6 dimineața, deci sunt obligați să fie la secția de votare la 6 dimineața, pentru că numără încă o dată voturile, buletinele de vot, scuzați. Ștampilele, presupun. Ștampilele, verifică dacă sunt sigilate și sunt goale urnele în care se depun buletinele, alte activități organizatorice, astfel încât la 7 se poată să voteze primul cetățean. Și apoi termină de votat probabil pe la 3-4 dimineața și de încheiat cuvenitele procese verbale. Trebuie să avem grijă totuși și de acei oameni care stau
aproape... Practic aproape 24 de ore în ziua 24 de ore. Pentru președinte și locțitor, lucrurile se complică un pic, că trebuie să ducă rezultatul, procesele verbale cu rezultatul votului, sacii cu buletinele de vot, fie neîntrebuințate, fie cele votate, ștampile și așa mai departe, trebuie să le ducă mai departe la biroul electoral de circumscripție imediat superior. Câte buletine de vot avem tipărite pentru aceste alegeri? Câte ștampile avem date? Deci avem tipărite și sunt deja la toate misiunile diplomatice și consulare ale României în străinătate, distribuite deja, sunt distribuite la toate prefecturile din județ aproape 100 de milioane de voturi. Pentru că sunt aproximativ 21 de milioane de voturi pentru fiecare scrutin. Și o operațiune tehnică foarte greoaie, nu numai tipărirea celor aproape 100 de buletine, dar am tipărit 6400 de feluri de buletine de vot. Ca să înțeleagă telespectatorii dumneavoastră, pentru fiecare localitate, pentru primar și pentru Consiliul Local, este un model de buletin de vot cu candidați din acea localitate. Ceea ce se replică în toată țara, în toate localitățile. Noi avem peste 3000 de localități. Deci avem numai din acest punct de vedere 3000 de feluri de buletine de vot. Când se tipăresc, la fiecare, de fiecare dată trebuie să schimbi macheta, trebuie să o controlezi. Adică este o procedură extrem de dificilă. Destul de dificilă. Noi am lucrat foarte bine cu Monitorul Oficial al României. Acolo au fost tipărite toate buletinele de vot. Am realizat ștampilele, acele autocolante care se pun pe cartea de identitate pentru a dovedi prietenilor și altor... Că ai votat sau ca să faci poze, cum se mai practică. Sau să mai faci o poză și să o arăți. Acele autocolante, toate au fost tipărite la Imprimeria Națională. Deci nu am avut contracte cu nicio firmă privată pentru a le tipări acestea. Tipărirea, transportul au fost realizate sub pază militară a jandarmeriei și a poliției. De asemenea, toate secțiile de votare, cele aproape 19.000 cât sunt în țară, le va fi asigurată paza de către jandarmerie și poliția română. Okay. Buletinele de vot împreună cu procesele verbale de consemnare a rezultatului votului vor fi însoțite la biroul electoral de circumscripție imediat ierarhic superior, tot sub pază militarizată. De acolo vor parcurge traseul până la biroul electoral central pentru într-o anume variantă, tot sub pază militarizată. Oamenii pot vota doar cu buletinul? Pentru că la un moment dat existau discuții de variantă cu pașaport simplu, pașaport temporar, brevet militar și aici cred că ar trebui să... Deci este un pic diferit cu ce poți vota în țară față de cu ce poți vota în străinătate dacă ești cetățean român și ai domiciliu acolo, ai reședința sau ești pur și simplu întâmplător în acea zi într-o capitală din întreaga lume. Deci în țară, actul cel mai des întâlnit cu care se poate vota este cartea de identitate. Cartea de identitate are și ea câteva variante, dar indiferent de variante, că e provizorie, că e definitivă, cartea de identitate, indiferent de variantele în care aceasta se află. Deci buletin. Este... Cartea de identitate, buletin. A doua posibilitate este cu pașaportul diplomatic sau cu pașaportul pașaportul de serviciu. Repet, pașaportul în țară. Pașaportul diplomatic sau pașaportul de serviciu. Și aici, la pașaportul de serviciu, avem niște variante cu care se poate vota. Iar pentru militari este acea legitimație pe care ei o primesc numai dacă sunt elevi ai școlii militare. Restul
militarilor care compun forțele armate, ofițeri, subofițeri și așa mai departe, votează cu cartea de identitate sau cu un alt act de identitate echivalent. În străinătate pot fi folosite tot aceste acte, în plus poate fi folosit și pașaportul simplu, pentru că în străinătate îl ai, pentru că ai călătorit și poate... Și poți să votezi și cu pașaportul simplu. La fel și la pașaportul simplu, indiferent de variantele în care acesta se află. Deci avem... Să vă mai spun câteva lucruri pentru ca populația, să, oamenii, cetățenii să înțeleagă că votul lor chiar contează și votul lor chiar va fi reflectat fidel, absolut fidel, în rezultatul final al votului. Pentru că după ce operațiunea s-a făcut ora 22 și se închide secția de votare, așa, președintele secției de votare montează tableta pe care au fost culese datele de datele identitate. De identitate ale fiecărui cetățean care a votat, o montează, o așează undeva într-un loc stabil în care să poată să filmeze toată operațiunea de numărare a voturilor. Deci va fi filmată, deci de la tot început, parcursul. Tot parcursul până la transmiterea rezultatului final va fi transmis, va fi înregistrat pe camerele, pe acea tabletă care are acum alt rol și anume acela de a asigura. Ce se întâmplă cu aceste înregistrări? Aceste înregistrări se păstrează cel puțin 6 luni de zile. Dar, deci, s-a instalat camera, a început să funcționeze, camera va funcționa non-stop, nimeni nu are voie să întrerupă filmarea. Se vor deschide pe rând cele 5 urne în care vor fi așezate cele 5 buletine de vot și de ultima dată se deschide și urna specială, urna mobilă, cum este cunoscută. Cea care se plimbă în funcție de necesitate din zonă. Se deschide și aceea, însă ultima, și în ea sunt buletine de vot pentru toate cele 5 tipuri de... Și alea trebuie separate, presupun. Și alea trebuie separate și așezate fiecare la locul lor. Se încheie cu venitele procese verbale de numărare a voturilor și de consemnare a votului în secția de votare. Apoi, acel proces verbal se fotografiază, se încarcă în aplicația Autorității Electorale Permanente, la care au acces toate secțiile de votare și instantaneu este afișată pe site-ul Autorității Electorale Permanente. Adică are acces toată lumea. Deci, din momentul în care procesul verbal a fost fotografiat, imediat ce el a fost completat și a fost semnat de de membrii secției de votare, 7 membri ai secției de votare, acesta e fotografiat și aproape instantaneu apare afișat ce pe date? Site-ul pe site-ul Autorității Electorale Permanente. Ce? Apoi se urcă pe site în aceeași aplicație și procesul verbal de stabilire a rezultatului. Și acolo am număr de alegători înscriși în listele electorale permanente. Am numărul persoanelor prezente la vot. Am formațiunile politice, competitorii politici, în ordinea în care ele au fost înscrise pe buletinul de vot și acolo se consemnează câte voturi pentru, câte voturi anulate s-au obținut fiecare formațiune politică. Atât fotografia cât și procesul verbal au un cod QR în josul paginii pentru a putea fi împerecheate ușor cele două și care nu pot fi urcate pe acel site fără codul QR. Din acel moment, acelea nu vor mai fi șterse niciodată. Este pentru prima dată când se întâmplă în această variantă? Au mai fost experimente, nu în această variantă, dar au mai fost tentative. Acum, imediat ce s-a terminat numărarea voturilor într-o secție, practic avem, toată lumea poate să vadă. Vor apărea pe site-ul Autorității Electorale Permanente cele două buletine.
cele două, fotografia și procesul verbal și fotografia. Și proces. Dacă să zicem că într-o secție de votare s-a constatat că au fost inversate două cifre, că nu s-au numărat bine numărul buletinelor anulate, nu știu, se poate, unde avem 20.000 de secții de votare. Pot să apară... Ori 5 buletine de vot, omenește, la două noapte, este posibil să mai greșești. Atunci este anunțat biroul electoral imediat, ierarhic superior, care dă o hotărâre și dispune renumărarea voturilor sau în funcție de greșeala comisă și întocmirea unui nou proces verbal care, împreună cu hotărârea dată de biroul electoral de circunscripție ierarhic superior, se afișează alături pe aceeași pagină de deci, a autorității electorale permanente. Deci, practic, putem să vedem și acolo unde au existat erori. Erori și modul cum au fost soluționate erorilor și hotărârea biroului electoral de circunscripție ierarhic superior, care a hotărât că trebuie reluată operațiunea și îndreptată eroarea materială. Și deci aceste documente nu le poate contesta. Deosebit de aceasta, procesele verbale în format letric vor parcurge parcursul la biroul electoral imediat, ierarhic superior, și va fi arhivat la tribunalul din localitatea, din zona de activitate a circunscripțiilor care sunt adunate la respectivul tribunal. Ce alte premiere mai avem la alegerile din 2024? Repartizarea mandatelor se va face tot pe o aplicație care este proprietatea intelectuală a autorității electorale permanente. Mai bine zis, rezultatul votului este înscris în această aplicație și automat pe baza algoritmului apare imediat modul în care sunt distribuite mandatele. Formațiunea politică X ia 4 mandate, formațiunea Y 3, altă 7 și așa mai departe. Cine nu are încredere în acea aplicație, care este absolut garantată, este verificată, este certificată, poate să folosească un calculator de birou, telefonul, ca să facă acea împărțire și... Poate să confrunte cifrele pe care... Poate să confrunte cifrele, dar aplicația nu greșește niciodată. Dacă le faci tu cu creionul, s-ar putea să mai greșești un pic. Și vreau să vă spun că noi lucrăm cu 4 zecimale. Deci împărțirea se face având în vedere 4 zecimale, iar pentru alegerile europarlamentare, calculul se face având în vedere 8 zecimale. 8 cifre după virgulă, să înțeleagă toată lumea. Adică este extrem de minuțios. Absolut de precis, da. E imposibil de greșit. Există scenarii pentru care v-ați pregătit în eventualitatea în care vor exista astfel de tablete care vor fi defecte sau care nu vor funcționa în ziua respectivă sau care nu vor fi conectate la internet într-un mod corespunzător? Hai să o luăm în ordine. În primul rând, avem prin STS în fiecare locație a unui birou de secție de votare stabilite cele mai bune conexiuni ale serviciilor de telefonie. Și avem contracte cu una, două, trei servicii de telefonie pentru ca dacă unul cade să trecem imediat pe celălalt. Pe de altă parte, avem și operatorii care operează pe tabletele respective, iar în fiecare localitate avem un operator în rezervă, cel puțin un operator în rezervă. Mă refer la localitățile mici, cu 3, 4, 5 secții de votare, unde avem un operator de rezervă, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu unul din operatorii imediat. Fie schimbat. În orașele mari, avem două categorii de secții de votare. Secții de votare izolate și așa numitele centre de votare, în care există 4, 5, 6 în școli și așa mai departe. Există 4, 5, 6 secții de votare. Astea sunt cunoscute sub denumirea de centre de votare. Și atunci, la fiecare centru de votare, avem cel puțin un operator, dacă nu doi, la cele mai mari, care
sunt în rezervă și pot să intervină dacă s-a întâmplat ceva deosebit. Avem de asemenea tablete în rezervă și dacă s-a defectat o tabletă, în cel mai scurt timp, e vorba de minute, de 10-20 de minute, ea va fi înlocuită imediat. Pentru acea perioadă în care tableta nu funcționează, fie președintele decide întreruperea pentru 10 minute a votării, fie sunt consemnate rezultatele pe hârtie și apoi ulterior trecute în sistem. Care au fost cele mai mari provocări în organizarea alegerilor? Acum, prima rundă... Organizarea alegerilor nu e o treabă simplă, pentru că v-am spus că e vorba de aproape 20.000, zic în mare, 20.000 de secții de votare, cu 10.000 de oameni angrenați în această operațiune, cu tipărire, cu corectarea, cu diverselor celor 6.400 de feluri de buletine de vot. Și din această cauză e un efort și interinstituțional. Noi am colaborat foarte bine cu Ministerul de Externe, cu Ministerul de Interne, care are multiple atribuții, în principal pentru pază, dar și organizare prin intermediul prefecților, mai ales prin intermediul prefecților, cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, care prestează servicii pentru Autoritatea Electorală Permanentă, asigură conexiunea legăturilor între diversele aplicații care, repet, aparțin Autorității Electorale Permanente. Noi avem în permanență control asupra acestora. De asemenea, Institutul Național de Statistică are o contribuție foarte mare, pentru că toate procesele verbale de consemnare a rezultatului trec printr-un filtru al statisticienilor, echipelor de statisticieni care lucrează alături de birourile electoral central, de circunscripție locală, de circunscripție județeană, și acolo se vede de la început dacă procesele verbale sunt încheiate bine, pentru că au niște chei de control, și dacă acele chei de control nu funcționează, atunci e clar că în legătură cu acel proces verbal este o neregulă. Și imediat este corectat pe procedura care v-am spus-o înainte. Deci e un efort interinstituțional și eu zic că treaba a mers foarte bine. Astăzi, practic, suntem în situația de a putea începe votarea și mâine dimineață. Am fi pregătiți mâine să intrăm să votăm. Ce se întâmplă propriu-zis? Când vor ajunge buletinele de vot în secțiile de votare? Ce urmează să se întâmple în zilele următoare? Buletinele de vot acum sunt la prefecturile din țară, respectiv la misiunile diplomatice și consulare din străinătate. În cursul după amiezii de vineri, o parte, iar sâmbătă, cea mai mare parte a lor, vor ajunge la primarii localităților și imediat la secțiile de votare de pe raza acelei unități administrativ-teritoriale. Ele vor fi numărate, vor fi numărate ștampilele de vot, se vor face cuvenitele procese verbale, se va încuia secția de votare, va fi preluată în pază de personalul Ministerului Apărării Naționale și va fi redeschisă duminică la ora 6, în momentul când toți în care... membrii secției de votare sunt obligați să fie prezenți la secție, pentru ca după ce se stabilesc care sunt sarcinile fiecăruia, mă rog, lucrurile organizatorice înainte de începerea votării, la ora 7 primul alegător să poată să-și poate să voteze dreptul de vot. O întrebare, domnule Greblă, cât ne-a costat alegerile de acum, dacă știm? Unele cheltuieli sunt încă pe drum. V-am zis, cheltuiala principală este cea cu plata indemnizațiilor tuturor celor care participă la alegeri. Avem o cifră? Încă nu avem o cifră, pentru că depinde câte zile vor fi în activitate. Și acest lucru îl vom face mai târziu. Pot să vă dau niște cifre, dar v-am spus, vă rog. Noi am lucrat numai cu monitorul oficial și cu Imprimeria Națională. Un buletin de vot costă 0,04 lei per pagină,
Asta fiind, după părerea, numai pentru imprimare, pentru tipărire, dincolo de costul hârtiei pe care am achiziționat-o de la rezerva de stat, deci nu am achiziționat nimic de pe piața liberă, ar fi fost și greu să găsim un furnizor care într-o perioadă așa de scurtă să ne asigure o așa de mare cantitate de hârtie. Și gândiți-vă că în septembrie vom avea alegerile prezidențiale, în decembrie alegerile parlamentare, sigur nu vom consuma chiar atât de multă hârtie cum am făcut acum pentru alegerile locale, pentru că a trebuit să imprimăm 5 buletine de vot, atunci vom avea câte unul singur la fiecare scrutin și n-aveam de unde să achiziționăm într-o perioadă așa de scurtă o cantitate așa de mare de hârtie, decât dacă rezerva de stat din vreme a fost aprovizionată cu o asemenea hârtie. E o cifră pe care a aprobat-o guvernul în legătură cu cheltuielile globale, adică și pentru Ministerul de Interne și pentru Ministerul de Externe. Și practic la final ne vom da seama. Și abia la final, adunând toate cheltuielile, vreau să vă spun că Agenția Națională de Integritate face un efort deosebit în aceste perioade, pentru că într-o perioadă foarte, foarte scurtă trebuie măcar să verifice aparența declarațiilor de avere și declarațiilor de interese. Și avem 207.000 de candidați la postul de consilier local și județean și municipal. Deci peste 200.000 de astfel de verificări. Avem 11.000 de candidați pentru alegerile pentru primar. E un efort. De asemenea, Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Statului și de stabilirea calității de colaborator al securității ca poliție politică trebuie să facă verificarea pe incompatibilitatea, dacă nu cumva a fost pentru colaborator. Pentru fiecare candidat? Pentru fiecare candidat, sigur. Totul acum se face electronic, dar e un efort în care sunt angrenați oamenii de la cele două instituții și așa mai departe. Adică sunt multe instituții care concură la realizarea acestor alegeri. Am văzut o declarație făcută de ministrul de interne acum câteva săptămâni în care spunea dumnealui că numărul vizelor de flotant a crescut cu 112% față de alegerile precedente. Da, în mod curios, noi am avut o colaborare foarte bună cu Ministerul de Interne. În mod curios, în anumite localități, în centrele urbane e mai greu de stabilit, dar în localitățile urbane, în localitățile rurale, numărul chiar bate la ochi. Într-o localitate cu 800 de alegători, poți să ai 400 de rezidenți, cu domiciliu provizoriu, flotant, ca să înțeleagă toată lumea, așa cum era cunoscut odată acel. Sigur că poate să existe și o mișcare naturală a populației, dar pot să fie și alte motive pentru care vor fi făcute verificări suplimentare acolo? Deci aș vrea chiar să atrag atenția asupra unui asemenea. Noi am terminat cu votul multiplu. Este imposibil acum să votez de două ori. Tehnic este absolut imposibil. Pentru că ești găsit în sistem. Pentru că automat, odată ce ai fost înregistrat pe o tabletă unde ți-a fost scanat actul de identitate. Este imposibil să mai votezi într-o secție de votare. Pentru că dacă te din duci, țară și din străinătate. Apare că ai votat. Deci apare imediat că ai votat, apare o alertă care este trimisă la Autoritatea Electorală Permanentă și în același timp este trimisă și la Ministerul de Interne. Ce se întâmplă? Cu cineva acel cetățean va fi imediat interogat, întrebat în legătură cu, sigur că s-ar putea să fie o eroare. Nimeni nu exclude acest lucru. Însă va fi imediat întrebat, se va verifica în sistemul informatic și este deja contravenție însemnată, în anumite cazuri poate să fie chiar infracțiune, astfel încât îi descurajez pe cetățenii care chiar dacă ar fi fost amăgiți să-și schimbe domiciliul pentru o anume perioadă, într-o anume localitate, pentru a vota o cunoștință, un prieten, un
prieten, am zis, între ghilimele de rigoare, da. Îi descurajez să facă acest lucru, pentru că s-ar putea să fie prinși și este păcat pentru un mulțumesc frumos să stea câteva luni de zile la anchete penale și după aia, Doamne ferește, într-o executare a pedepsei. Mai ales că nu schimbă câteva sute de oameni, nu schimbă esențial rezultatul votului, dar după ce am terminat cu, v-am zis, cu votul multiplu, acum văd că mai sunt unele localități în care se încearcă. Se cunosc aceste localități? Avem o evidență exactă în comparație cu anii trecuți, în comparație cu anul trecut, adică ăstea par evidente și sar imediat în ochi aceste mișcări brusce de domiciliu flotant într-o localitate micuță, care, v-am spus, are 700-800 de alegători, dar mai are 300-400 de noi veniți. Noi veniți și nu se știe ce i-a mânat pe dânsii acolo, în localitatea respectivă. Interesant, și mai ales sunt, cum spuneați dumneavoastră, în zone mai... Îmi fac o datorie civică să atrag atenția asupra unui astfel de comportament care poate să aibă consecințe chiar penale. Și e păcat ca oamenii să nu fie avertizați asupra, că nu este un simplu gest, da, vin ca să-l votez pe ăla, că nu, e infracțiune, nu ne ducem după alegător, mai ales că trebuie să fii și cointeresat un pic ca să pierzi vremea două zile, trei, odată să votezi, odată să-ți stabilești domiciliu temporar, odată să revii la domiciliul care l-ai avut. Adică este și o bătaie de cap din punct de vedere al actelor. Este și o bătaie de cap inutilă și s-ar putea să se lase cu consecințe. Eu descuraj în cetățenii să facă o asemenea practică. Cât de des vor fi făcute raportările? La ce interval și când ne putem aștepta la rezultate parțiale și la rezultatele finale? Împreună cu Biroul Electoral Central am convenit ca din 3 în 3 ore să anunțăm... Adică 10 tehnici. Prima oră? 10 și apoi din 3 în 3 ore până la încheierea votării. Mâine la ora 11, cred, da, la ora 11, la sediu vom avea o întâlnire cu reprezentanții tehnici ai principalelor canale de televiziune, de radio și așa mai departe, pentru a conveni în ce format le punem la dispoziție toată baza noastră de date și care sunt posibilitățile tehnice de racordare, de chestiuni tehnice. Adică chestii care țin de organizare. Țin de organizare, repet, împreună cu pachetul de informații pe care fiecare canal de știri îl va putea accesa în fiecare moment. Vom vedea în timp real prezența? Comunicatul de presă va fi din 3 în 3 ore. Însă prezența pentru cei interesați poate să fie văzută în timp real, fiecare secundă. Pe site-ul Autorității Electorale Permanente. Pe site-ul administrat de Autoritatea Electorală Permanentă și care va fi și pe site-ul Biroului Electoral Central. Deci din 3 în 3 ore, rezultatele finale pentru când ne-am putea înțeles aștepta? Că sunt două până acum agreate, avizate de Autoritatea Electorală Permanentă, două institute de sondare a opiniei publice, care s-au angajat că organizează exit poll-uri și trebuie să aibă o acreditare pentru a putea să stea pe lângă secțiile de votare care le au ei ca reper pentru studiu. Da. De asemenea, vom avea observatori străini, observatori naționali, reprezentanța ai mass mediei, care sunt acreditați la fel de Autoritatea Electorală Permanentă și lucrurile sunt puse la punct din... Vrem să dăm dovadă de o transparență totală la operațiunea de numărare a voturilor. Deci v-am spus că totul este înregistrat. Vor fi acolo toți reprezentanții partidelor politice, membri în biroul secției de votare, președintele și locțitorul care nu fac parte din niciun partid politic, vor avea dreptul să asiste observatorii de toate categoriile care vi le-am spus mai înainte
și de asemenea candidații și reprezentanții partidelor care nu au reprezentare în biroul secției de votare. Pentru că știm că avem și această situație. Avem, pentru că competitori sunt mai mulți, competitori politici. Ați zis înainte, sunt pe europarlamentare 16 competitori politici. Nu pot să am 16 membri într-o secție de votare. Ar fi cu siguranță excesiv. Nu. Și atunci sunt 7 reprezentanți ai partidelor politice, iar ceilalți pot să aibă observatori. Cu siguranță. Observatorul va sta într-o parte a secției de votare, va avea voie să sesizeze în scris președintele biroului electoral al secției de votare despre orice neregulă care o constată el acolo, dar nu va putea să intervină în operațiunea de numărare a voturilor. Domnule Grăble, vă mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile. Mai avem doar câteva zile până am ajuns într-un final, iată, la data de 9 iunie, ziua dublului vot la nivel național. Vă mulțumesc mult pentru toate explicațiile. Cu siguranță au fost foarte utile pentru toți cei care ne-au privit.